altă parte, B e paralelă cu AC. Deci B e paralelă cu AC. Și A se prandă. Atunci, unghiul X e congruent cu unghiul 2, X e de 2, ca timp alterne interne, da? Și dacă unul e cât X, X e cât 2, cum este unul cu 2? Congruente. Deci unul congruent cu 2, tocmai pentru că am raționat și l-am găsit pe X ăsta care era, făcea legătura între cele două, și asta este ceea ce trebuia să demonstrăm. Noi am avut de arăta că unghiul congruent cu unghiul 2, adică B e M, da? B e M congruent cu unghiul B e M congruent cu C de M, cu C de M. Și cu asta problema este complet rezolvată. Deci, încă o dată spun, nu avem voie să facem nimic decât în cadrul ipotezei respective. Și tu ce ai visat? Ei triunghiul ăsta micuș cu ăsta și cum ăsta intră într-un triunghiul și așa, așa, deci dorea să reușesc să fie triunghiului congruente. Că nu avem niciun element despre latura, despre... Nu te puteai duce nicio șansă să arăți. Nici nu sunt congruente. De-aia nici nu ți-a dat drumul să mergi pe partea asta. Ți-a dat paralelisme. Nu degeaba. Folosim toate funcțiunile de acolo. Deci asta? Fix, da? Așa mai ceva acolo? Nu mai, da. Deci, cu ce ne alegem de astăzi? Cu noțiune de paralelism. Da. Deci două drepte paralele tăiate de secantă, două drepte în general tăiate de secantă, formează perechi de unghiuri, arterii interne, arterii externe corespondente. Ai văzut cele 8. Da. Dacă o pereche, una singură, este congruentă, atunci te obligă, toate sunt congruente, și le obligă pe cele două drepte să fie paralele. Dacă sunt paralele, dreptele și ai o secantă, atunci toate cele 8 lucrează și toate cele 8 sunt congruente, perechi respectiv. Ne oprim aici. La revedere! Ce mai de drăcie și vă abonați la Prof Online. Sigur. La revedere! La revedere, sigur că da. Aici când te duci, nu mai apeși pe butonul ăsta, da? Numai pe la roșu, că mi-e... Ah.